Bună! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre Alan Watts, filozoful englez care a studiat filozofia orientală, a studiat gândirea taoistă, filozofia indiană. A vrut să traducă acest limbaj al spiritualității orientale pe limba occidentalilor, să înțeleagă acest echilibru între univers și materie, între sacru și profan, între pragmatism și spiritualitate. Alan Watts ne vorbește în cartea publicată la editura Herald, cartea despre tabu, despre mai multe lucruri pe care nu întotdeauna ne permitem să le spunem. Fie că avem limitări în înțelegerea lor, fie că le-am înțeles greșit, fie că niciodată nu le căutăm. În această carte vorbim despre sinele ascuns, sinele pe care tot timpul refuzăm să-l vedem, cel pe care îl căutăm în exterior, dar niciodată nu-l vedem în interior. Secretul pe care povestea mea îl destăune pe furiș copilului este că temeiul ultim al ființei nu este altceva decât tu însuți. Desigur, nu acel tu de fiecare zi pe care temeiul îl afișează sau se preface că este, ci sinele cel mai profund, care scapă oricărei introspecții, deoarece el este întotdeauna cel care face introspecția. Acesta este așadar tabul taburilor. Tu ești sinele. Oul este ego-ul, iar pasărea este sinele eliberat de iluzie. Potrivit unui mit hindus, sinele este întruchipat de o lebădă divină care a depus oul din care a ieșit lumea. Așadar, eu nu spun nici măcar că ar trebui să ieși din găoace. Cândva, cumva, tu cel adevărat, sinele, o vei face oricum. Dar nu este imposibil ca jocul sinelui să constea tocmai în a rămâne netrezit în cele mai multe dintre travestiurile sale umane, încheiind apoi drama vieții pe pământ printr-o imensă explozie. Potrivit unui alt mit hindus, odată cu trecerea timpului, condițiile de viață pe pământ se răuntățesc treptat, până când, în cele din urmă, aspectul destructiv al sinelui, zeul Shiva, execută un dans teribil prin care totul va fi mistuit de flăcări. Vor urma, spune mitul, 4.320.000 de ani de pace, timp în care sinele este doar el însuși și nu se joacă de-a fața ascunsele. Conștiința de sine este un mecanism de feedback, grație căruia cortexul ne îngăduie să nutrim iluzia că suntem două suflete într-un singur trup, un suflet rațional și unul animal, un călăreț și un cal, un băiat bun cu porniri respectabile și sentimente nobile și un golan rapace cu patim nelegiuite. De aici, uimitor de încălcitele ipocrizii legate de vină și penitență, înfricoșătoarele curzime ale pedepsei, războiului și ale torturii de sine, în numele apărării sufletului bun contra celui rău. Cu cât e mai părtinitor cu sine, cu atât sufletul cel bun își scoate la iveală umbra sa inseparabilă și cu cât își neagă umbra, cu atât devine identic cu ea. Astfel, de mii de ani, istoria umană a fost scena unui conflict magnific prin gratuitatea sa, dar foarte bine regizat, cu triumfuri și tragedii, ivite grație unui tabu menținut cu dârzenie, care ne împiedică să admitem că negrul este inseparabil de alb. Niciodată nu s-a făcut atâta zgomot pentru a rămâne pe loc. Ca și în clipa în când, împăratul alb și împăratul negru au fost de acord să se bată, trucul esențial pe care se bazează jocul de alba-neagra este o conspirație ultra-secretă, ca partenerii să-și ascundă unitatea și să pară cât mai diferiți cu putință. Seamănă cu o bătaie dintr-o piesă de teatru pe care actorii o interpretează atât de veridic, încât publicul este gata să creadă că este vorba de un conflict autentic. Ascunsă în spatele diferențelor explicite, se află unitatea implicită a ceea ce Vedanta numește sinele, unul fără al doilea, ceea ce există și totul existent, care se ascunde pe sine însuși sub înfățișarea ta. Dacă, prin urmare, există o unitate fundamentală între sine și alteritate,
individ și univers, cum demințele noastre au devenit atât de limitate încât nu ne dăm seama de asta. Individul poate fi înțeles nu ca o persoană izolată, nici ca un robot industrial umanoid pe care să-l putem înlocui oricând. El poate fi privit în schimb ca un punct focal prin care se exprimă întregul univers, ca întruparea sinului, întruchiparea divinității sau oricum altfel doriți să-l numiți. Această perspectivă păstrează și chiar amplifică sentimentul nostru că individul este cumva sacru. În același timp, ea dizolvă paradoxul eului personal, care a atins prețiosul statut de persoană unică cu prețul unei permanente griji pentru propria supraviețuire. Căci el recunoaște că adevărata bunătate a naturii umane este de fapt un echilibru fragil între dragoste și egoism, rațiune și pasiune, spiritualitate și senzualitate, misticism și materialism, în cadrul căreia polul pozitiv are un mic avantaj în fața celui negativ. Dacă ar fi altfel și cele două s-ar afla într-un echilibru perfect, viața ar intra în impas și ar stagna definitiv. Astfel, când cei doi poli, binele și răul, uită de interdependența lor și încearcă să se elimine reciproc, omul devine subuman, transformându-se într-un cruciat intransigent sau într-un ucigaș sadic și rece. Nu stă în menirea omului să fie înger sau demon, iar cei care vor să devină îngeri trebuie avertizați că în cazul în care reușesc în ambițiile lor, vor face să apară hoarde întregi de diavol pentru a menține echilibru. Asta a fost lecția prohibiției, ca și a tuturor celorlalte încercări de a impune un comportament întru totul angelic sau de a smulge răul din rădăcină odată pentru totdeauna. Dacă ai fost păcălit să crezi că nu ești altceva decât ego-ul tău sau nimic altceva decât organismul tău individual, nu poți da dovadă de cavalerism, nici nu poți fi un membru civilizat, sensibil și inteligent al cosmosului.